ajută. Doamne ajută. Am ajuns la timp pentru seva de nesteacă? Ați ajuns la timp. Dacă mai întârziați 2-3 săptămâni, nu era bine. Dar acum că ați venit la sfârșitul lunii martie, putem începe recoltarea sevei de la mesteacăn. Se recoltează în luna martie și în luna aprilie. La munte se mai poate recolta și până la jumătatea lunii mai, numai că trebuie să mergeți și acolo pentru... În zonele foarte înalte. Da, da, da. Dar cum este la câmpie, în aprilie se termină, la jumătatea lunii aprilie, să aveți o lună de zile de o cură perfectă. Cu ajutorul unui burghiu am făcut un mic orificiu aici, vedeți, cam de 3-4 cm și găsiți o conductă sau un furtunaș. Îl înțepenim bine aici. Și deja vedeți că începe să curgă. Este foarte simplu. Și nu rănim pomul? O să facem o mică rană, ca și cum noi ne-am înțepa sau ne-am zgâria undeva, dar se va cicatriza. Noi o să-l ajutăm să se cicatrizeze cu puțină rășină sau cu puțin pământ sau cu puțină ceară și el se vindecă în câteva zile, nu o să fie niciun pericol pentru mesteac. Povestiți-ne ce se întâmplă acolo. Imediat după ce facem orificiu și punem conducta de colectare, începe să curgă seva de mesteacăn. Viteza lui de colectare, să zicem așa, cam un litru la 2-3 ore. Cam câtă sevă obținem de la un mesteacăn sau cât ar fi indicat să luăm? Până noi o să-l bandajăm din nou și până când va înceta procesul de reînvigorare a mesteacănului, el o să picure continuu, 24 de ore din 24. Deci noi dacă punem un vas mare, colectăm 24 de ore sevă de la el, timp de o lună de zile bem și noi și toată familia și toți prietenii noștri. Această sevă, de fapt, este apa pe care copacul o trage din pământ. El primăvara are nevoie de această apă din pământ pentru a se retrezi la viață. Toate substanțele nutritive, toate mineralele și toate vitaminele, mesteacănul și arborii în general, și le retrag înapoi în rădăcini, pentru a avea pentru toată iarna. Doar primăvara putem colecta sevă? Doar primăvara. Când apare căldura de primăvară, începând cu luna martie, jos la câmpie și sfârșitul februarie, mesteacă nu începe și trage puternic apă din pământ, trece prin rădăcină unde se află tot magazinul de minerale și de vitamine și le urcă cu putere prin nervurile de colectare și prin venele lui, le urcă în tot arborile. Această sevă de mesteacăn dă din nou viață acestui copac. Seva de mesteacăn este un elixir, o adevărată farmacie naturală de minerale și de vitamine. Părinte Luca, spuneați că este vindecătoare această sevă. Este foarte tămăitoare. Ce conține? Seva de mesteacăn conține foarte multe minerale, cum ar fi calciu, zinc, potasiu, fosfor, mangan, vitamina D, vitamina B, vitamina C. Este foarte tămăduitoare. Încă în antichitate, marinarii, să știți că foloseau această sevă de mesteacăn miraculoasă pentru a trata scorbutul. Scorbutul este o boală specifică marinarilor care se manifestă prin căderea dinților, datorită lipsei de unde lemn. Iată că așa atunci, în vremurile de demult, marinarii cunoșteau această sevă miraculoasă. Este folositoare în orice, este un bun calmant, un bun energizant, conține foarte mulți nutrienți, hrănește pielea, seva de mesteacăn. Prin urmare, are foarte, foarte multe foloase. Un lucru foarte important, de exemplu, atâta putere are miraculoasă seva de mesteacăn, încât tratează și afecțiunile renale, distruge, dizolvă pietrele la rinichi, elimină nisipul. Vă dați seama, în sistemul nervos este un calmant extraordinar. Asigură un echilibru psihic-mental, hrănește neuronii. Deci, aș putea spune că nu știu dacă este ceva care nu poate fi tratat datorită acestei seve miraculoase lăsate de bunul Dumnezeu. Seva de mesteacăn dizolvă pietrele la rinichi și la ficat. Deci nu le dislocă să plece pe canal, le macină. O cură cu sevă de mesteacăn de 3 luni de zile te scapă de pietrele de la rinichi și de la fiere.
Am avut aici în mănăstire un părinte bătrân care avea pietre la rinichi și am zis, hai să încercăm. Nu erau pietre nici foarte mari și a băut o lună de zile, după aceea a mai băut și a doua și a treia lună pentru că se ține la congelator. Și ea își pierde din proprietăți 10-15%. Își pierde când o băgăm în congelator? Da, câteva enzime care ele nu suport nici congelarea, nici fierberea. Și a făcut această cură de 3 luni de zile cu sevă de mesteacă în câte un litru pe zi, așa, luată pe nemâncate, dimineața pe stomacul gol, așa, toată dimineața pe stomacul gol, mai stăm 10 minute, mai bem un pahar, mai stăm 10 minute, mai bem un pahar. Când a fost și a făcut din nou radiografie la câteva luni, nu mai era. Acesta este tratamentul, un litru de sevă pe zi? Da, se poate bea și mai mult, pentru că aceasta este o apă. Este o apă din pământ care este îmbogățită cu minerale. Când trece prin copac, ea ia tot ce este mai bun în arbore. Toate vitaminele și mineralele, cum am spus. Deci este o apă îmbogățită care nu are ce să-ți facă rău. Nu are nici, deci nu se cunosc efecte adverse. Efecte secundare chiar nu sunt. Nu s-au descoperit. Pentru că este un produs natural. Să nu se facă exces. La buzunar este totul în regulă. Și pentru copii și pentru adulți. De aceea nu există niciun pericol ca se consuma, dar moderat. Asta este gata, o să vin eu să pun altul. O să vă spun acum cum se poate colecta seva de la mesteacăn și fără conductă, ceva mai ușor. Borcanul ăsta l-am pus de dimineață și uite că este trecut de prânz și am strâns un litru, cred că și mai bine. Curge destul de bine. Aici la fel, am dat cu un burghiu mic o gaură. Și urmăriți pe scoarța copacului unde se termină de prelins picăturile. Și fixați borcanul sub picături și asta este totul. Deci dacă aveți un recipient, este mult mai ușor, nu mai ne trebuie furtuna și țevi, conducte. Este foarte simplu de obținut. Da. Acum o să-l și testăm, să-l și gustăm. Este bine să avem un tifon deasupra, că mai cade câte o gâză în el. O să vedeți voi acum ce gust are. Un gust ușor dulceag, conține zaharul naturale. Doamne ajută! Doamne ajută! Este o apă aromată. Da, și se simte dulceața. Primăvara, faceți o cură cu sevă de mesteacăn, veniți, colectați, o folosiți în loc de apă și vindecați toate organele. Mulțumim frumos pentru informații. Doamne ajută, numai bine, Doamne, vă mai așteptăm. Doamne. Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești.